Început bine ancheta în cazul neregulilor de la Vama Siret, că s-au descoperit probleme și în nord-vestul țării. Trei oameni de afaceri, printre care și Liviu Florian, o prezență constantă în topul milionarilor țării, au fost reținuți aseară. Ei au ajuns pe mâinile polițiștilor după ce fostul șef al Vămii Hâlmeu din satul Mare, Nicoleta Dobrescu, le-a spus procurorilor că au ajutat-o să-și cumpere funcția. Nicoleta Dobrescu s-a autodenunțat în urmă cu trei zile. Andreea Crișan are amănunte. Andreea, ce le-a spus femeia procurorilor? Procurorii spun că Nicoleta Dobrescu a declarat că și-ar fi cumpărat funcția de șef al Vămii în septembrie 2009, cu ajutorul celor trei oameni de afaceri. Liviu Florian a reușit să o convingă pe femeie de influența pe care o are asupra șefului Autorității Naționale a Vămilor, Radu Traian Mărginean. Omul de afaceri ar fi dat șefului ANV 130.000 de euro pentru ca femeia să fie numită în funcție. Doar că șase luni mai târziu, interimatul în fruntea Vămii a expirat. Ca să fie repusă în funcție, Nicoleta Dobrescu ar fi trebuit să plătească alți 300.000 de euro. Femeia a ales însă să se autodenunțe. Liviu Florian, Savu Ioan și Romeo Nițu au fost aduși aseară în cătușe la tribunalul din satul Mare. Stai un pic, că s-ar vrea și eu un pic. Da. Trageți-vă. Plătării pe care au intrat în sala de judecată sub acuzațiile de trafic de influență, complicitate la trafic de influență și cumpărare de influență. Judecătorului nu i-a luat mult timp să dea verdictul. În numele legii, îi spune arestarea preventivă a echipaților Florian Ingus, Sabu Ion și Nicu Ioan Romeo pentru o durată de 29 de zile. Procurorii spun că cei trei au ajutat-o pe Nicoleta Dobrescu să ajungă în funcția de șef al Vămii Hâmleu. Mai exact, Liviu Florian l-ar fi convins pe șeful Autorității Naționale a Vămilor să o numească pe femeie în funcție. Savu Ioan ar fi intermediat plata celor 130.000 de euro, iar Romeo Nițu s-a ocupat cu strângerea banilor. Acesta este de altfel angajat al unui duty free din Vama cu pricina. Potrivit anchetatorilor, Nițu ar fi adunat suma de la cămătari și de la contrabandiștii de țigări. Capul operațiunii, Liviu Florian neagă toate acuzațiile. O cunosc. Asta nu vezi nimeni niciodată. Nicio legătură cu cei 130.000 de euro? Absolut nicio. Și nu este pentru prima dată când omul de afaceri e în atenția presei. În 2000, el a cumpărat de la Ministerul Agriculturii, condus la acea vreme de Ioan Avram Mureșan, ruda apropiată, două ferme de creștere a porcilor. Presa a relatat la acea vreme că Florian a cumpărat cele două ferme, dar și alte spații comerciale sau terenuri de 10 de hectare din Cluj, la un preț de 12 ori mai mic decât cel al pieței. Pe de altă parte, șeful Autorității Naționale a Vămilor, Radu Traian Mărginanu, neagă că l-ar cunoaște pe Liviu Florian. Dacă cei trei oameni de afaceri au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile, Nicoleta Dobrescu va fi cercetată în libertate.